Ungaria declară stare de urgență din cauza conflictului din Ucraina la 3 luni de la declanșarea invaziei ruse. Guvernul Viktor Orban a anunțat marți după amiază că a decis decretarea stării de urgență pe teritoriul Ungariei din cauza conflictului militar din Ucraina. Războiul din Ucraina generează un pericol constant pentru Ungaria, pentru siguranța noastră fizică, pentru resursele energetice și siguranța financiară a familiilor și economiei, a declarat premierul Viktor Orban, imediat după ce noul său cabinet guvernamental a primit votul de investitură al Parlamentului pentru un nou mandat. Păi și așa a fost o piedică în alimentarea Ucrainei cu arme și cu alte elemente. E bine că sunt în criză ca să simtă. Stare de urgență, dar și criză psihică. Ei nu sunt așezați psihic dacă intrară. Mai ales că e pentru atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru NATO, sunt cu moți. Cum ați auzit că vor să vină și pe la noi, dar se pregătește ceva, dar noi nu știm ce. Credeți că suntem în pericol? Păi suntem pe parcurs, e planificată treaba, dar nu știm ce an. Din câte se aude. Deci va veni. Și din spusele bătrânilor sau a călugărilor și din știință. Dar acum se ascunde ceva. Se mai dă cu COVID, cu alte chestii. Credeți că sunt în pericol? Ungarii? Nu, că ei sunt prieteni cu ruși. Mai prieteni ca noi. Pentru că sunt mai deștepți. Guvernul investit astăzi a început să lucreze imediat. În contextul războiului din țara vecină, nu pierdem nicio secundă. Este un război al cărui final nu îl poate vedea nimeni deocamdată, a adăugat Viktor Orban, argumentând că starea de urgență va permite proceduri decizionale rapide. Vom putea utiliza toate metodele pe care le avem la dispoziție, a subliniat acesta. Guvernul de la Budapesta a primit puterea de a declara stare de urgență în cazul unui conflict armat, al unui război sau al unui dezastru umanitar într-o țară vecină, prin cel de-al 10-lea amendament la Constituție adoptat marți de Parlament. Legislația a fost adoptată cu 136 de voturi pentru și 36 de voturi împotrivă. Conform Constituției modificate, de la 1 noiembrie, poate fi introdus un ordin juridic special în caz de stare de război sau de urgență. O stare de urgență poate fi declarată dacă au loc efectiv acte de război.